În luna august erau înregistrați peste 16.000 de dâmbovițeni care nu posedau carte de identitate sau aceasta era expirată. Până astăzi au rămas în aceeași situație 15.200 de persoane. La nivelul județului Dâmbovița, la 1.08.2013, era un număr de 16.172 de persoane care aveau actele de identitate expirate sau fără act de identitate. În urma activităților derulate de serviciile locale și de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, la data de 1.09.2013, s-au înregistrat doar un număr de 15.393 de persoane, iar în data de astăzi, la ora 14, avem 15.202 persoane cu acte de identitate expirate sau fără acte de identitate. După cum se observă, în decurs de o lună și un pic, aproape două luni, s-au redus cu aproape 1.000 de persoane. Numărul de persoane care au acte de identitate sau fără acte de identitate. Reprezentanții Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor s-au deplasat cu camera mobilă prin județ pentru a reduce pe cât posibil numărul dâmbovițenilor care nu au buletin. De asemenea, în ultima lună, instituția noastră, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, a organizat un număr de 13 acțiuni cu camera mobilă în următoarele comune, la Băleni, la Bezdeat, la Bucșani, la Dragodana, la Finta, la Gura Ocniței, la Ludești, la Ocnița, la Răzvad și Tărtășești. În următoarea perioadă se vor derula acțiuni cu camera mobilă la Dragomirești, în data de 22.10.2013, la Nucet, în 7.10.2013 și la Tătărani, în 15.10.2013. Orice cetățean din Dâmbovița, din orice localitate, în special din cele care nu au un astfel de serviciu în comună, pot solicita camera mobilă a Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor. În prezent, localitatea cu cei mai mulți cetățeni care nu au buletin sau au unul expirat este Cojasca, cu 416. Aceasta este urmată de Dragomirești, Potloci și Răzvad, cu 308, 288, respectiv 260 de persoane fără buletin. Au fost și două localități care au refuzat camera mobilă, Cornățelul și Crângurile, deși și în aceste localități există 37, respectiv 147 de persoane fără cărți de identitate. Din păcate, aceste persoane stau fără buletin ani buni până când sunt forțați de anumite situații în care chiar au nevoie de act. Atunci îi paște o amendă de maxim 80 de lei. Altfel, nu sunt constrânși de nimic. Sancțiunile sunt numai cu amendă, până la 80 de lei amendă pentru expirare. Problema este că nu se distinge între tranșe de perioade, deci nu se stabilește, poate să expire într-o lună sau poate să aibă actul expirat de 10 ani, că am avut chiar un vecin de la mine din localitate care avea actul expirat de aproximativ 10 ani și abia acum și l-a făcut și era și pierdut. Deci nu, era bună o departajare, adică până la 2 ani o anumită tranșă de amendă, după aceea să mărească, pentru că altfel oamenii nu sunt dispuse și obțin acte de identitate valabile. E la latitudinea lor. Nu există decât această sancțiune, nu există nicio constrângere. Au termene de 15 zile de la îndeplinirea anumitor acte juridice sau fapte juridice și trebuie să prezinte, dar nu se prezintă.